În cuvinte n-aș putea să-ți spun ce simt când zâmbești, când îmi vorbești, când te ating. Soarele a răsărit cu dragostea ta. Zilele trec și încep doar cu ea. Te iubesc de la pământ la cer. Te iubesc și viața mea ți-o ofer. Noi doi trăim același vis. O poveste de dragoste am scris. Doamna Irina, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi, la frumoasa aniversare, 21 de ani, avem așa o surpriză pentru dumneavoastră, așa cu un buchet frumos de flori și o sticlă de șampanie. Aceste baloane, la fel, sunt pentru dumneavoastră. Și un tort. Îl las până când aici. Vreau să vă întreb cum credeți, de la cine este surpriza? Nu știu dacă sincer. Avem și un mesaj de felicitare și aflăm împreună din partea cui. Scumpa mea, chiar dacă sunt departe, să știi că mereu sunt cu gândul la tine. Foarte tare am vrut ca în această zi importantă să fiu alături de tine. Chiar dacă nu am reușit, eu sper că ai rămas uimită de surpriza pregătită. Eu îți doresc multă sănătate, fericire, succese în toate, să ai alături mereu oameni dragi și prieteni devotați și să știi că eu mereu îți voi fi alături, atât la bine cât și la greu. Îmi ești tare scumpă, te iubesc, un sincer la mulți ani din partea soțului. Poftim și felicitarea. Mulțumesc. Vreau să-i spun un sincer mulțumesc, chiar nu m-am așteptat. Poate că ceva mă gândeam ca să știi. E plăcut. O poveste de dragoste am scris. Te iubesc de la pământ la cer. Te iubesc și viața mea ți-o ofer. Noi doi trăim același vis.